Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Comunitatea noastră e veche. Atât de veche încât a ajuns aproape o relicvă a antichității. Și ca orice relicvă, aceasta are o istorie, atât cu părți memorabile, cât și cu părți întunecate. Astăzi o să aruncăm o privire asupra icebergului Zapi TV, de la vârful icebergului și până la adâncurile întunecate ale întunericului. Țin să menționez că acest clip nu ar fi fost posibil fără ajutorul lui Nokia Robot de pe serverul nostru de Discord. Multe mulțumiri! Cu cât vom coborâ mai mult în adâncurile icebergului, cu atât informațiile vor deveni mai obscure și mai puțin cunoscute de voi. Îs curios dacă o să fiu în stare să le explic pe toate, dacă le mai țin eu minte. Avem foarte multe lucruri de discutat, așa că nu o să mă lungesc foarte mult. Haideți să intrăm în apele adânci ale acestui canal. Tânăr și fără bani de benzină. Primul miniserial produs de Mătai Curve Entertainment, care nu a mai apărut niciodată. Abonații OG știu despre ce e vorba. Știu abonații vechi despre ce e vorba, pentru că era de pe canalul ăla vechi, abia foarte obscur, despre care nu mai vreau să vorbesc absolut nimic. Cine știe, poate va apărea un prim sezon după ce se mai domolește pandemia asta, dar nu promit nimic. Gigel. Gigel era un copil care suferea de masturbare convulsivă și care mai apărea din când în când în clipurile mele vechi. E foarte cunoscut pentru faptul că îl bătea mereu măsa și că s-a apucat la un moment dat să-mi danseze în chiloți într-un clip. Da. Ce pula mea, stare canal de YouTube? Locația lui actuală este necunoscută din păcate, însă anumite zvonuri spun că trăiește sub podul Mureș din cartierul Unirii. Proprietara. Probabil deja știți poveștile cu proprietara de la fosta chirie, ultima japiță de babă nenorocită care ne făcea vizite neanunțate, o scorpio ordinară care făcea tot posibilul să scoată mai mulți bani de la noi din motive stupide, din cauza ei ne-o tăiat curentul 4 zile că nu și-o plătit o factură din 2016 când noi nici măcar nu stăteam acolo, o trebuie să las pe săracul Flochi la părinții mei că vezi, doamne, îi strică mobila făcută la comandă din Tibet, mobilă care de fapt era luată de pe grupuri din alea de Facebook, oameni care dădeau lucruri pe gratis ca să scape de ele, și care ne-o dat afară după 5 zile după ce era să ia foc apartamentul tot din cauza ei. Eu sper din tot sufletul să nu aveți de-a face vreodată cu așa proprietar mai răi ca lorzii feudali în pula mea și sper de asemenea că nu s-a mutat nimeni în apartamentul ăla după ce am plecat noi. Ultimul jec de apartament cu ultimul jec de stăpân. Primul clip. Nu știu dacă aici se referă la primul clip de pe canalul ăsta, care e montajul ăsta cu CS16, destul de nice la vremea lui, sau primul meu clip intitulat Marius joacă CS16. Vai de capul, eu treceam pe 8-a dacă țin bine minte în clipul ăsta și eram acasă la colegul meu de bancă, Florin, cu care păstrez legătura și în prezent, suntem bun prieteni și uite, am pus o poză pe Insta cu el, Arnold. Părul cocalară lui Gigel, 4 clase, se dă cu spray axe și cam atât ai de zis despre el. Pian. Am apucat anul trecut să învăț singur să cânt la pian și plănuiesc într-o bună zi să pot să învăț tot soundtrack-ul din Minecraft. Poate și melodia din map 1 de pe Mac. Fantoma din apartament. Nici mă mir că e în vârful icebergului, un lucru destul de cunoscut că eram bântuit de strigoi după ce m-am mutat singur în Mureș. Dintre toate fazele ce mi s-au întâmplat, faze pe care oricum le-am povestit în clipurile astea mai vechi, puteți să vă uitați la ele dacă sunteți curioși, cea mai ciudată fază s-a întâmplat pe clipul Meme Please 5, fază de care nu mi-am dat seama decât după ce am încărcat clipul și cineva a punctat că la minutul 0.39 am fantome în casă. Bă, am zis să văd despre ce-i vorba și am văzut chestia asta. Deci nu știu ce-a fost cu voi, cred că aerul vacanței s-a coborât asupra voastră, v-ați apucat voi să faceți niște... Mă, nici acum nu știu care-i treaba cu umbra asta, că eu eram singur acasă, deci n-avea cine să fie să zicem că ar fi fost cineva. Mă, nu știu, e foarte creepy, man, uitați-vă cât de nenatural se mișcă. Pula mea de strigoi, bine că am plecat din apartamentul ăla blăstăm. Marius Zap. Ăsta a fost primul meu canal de YouTube făcut vreodată. L-am început prin clasa 7-a și pe canalul ăsta a fost încărcat clipul cu Marius joacă CS16. Dar adevărul e că nu ăsta a fost primul meu videoclip. Înainte de a-mi începe cariera de cel mai bun gamer din România pe care l-a văzut țara asta blăstămată vreodată, tânărul Zoli cu mustață de fecioraș sub nas, ghiciți ce videoclipuri posta. Făceam montaje în Windows Movie Maker cu intro-urile de la Naruto, bă. Dar o trebuit să le șterg pentru că japonezii ăia mi-au dat strike-uri pe melodii. Fun fact, cred că cineva mi-a furat contul ăla, că văd că nu se mai numește Marius Zap, acum se numește Apeli Sahib.
Dar dintr-o oarecare motiv încă e clipul cu mare joacă CS16 încărcat pe el și numai ăsta îi, ceea ce e destul de ciudat. Fanfix Wattpad. Am o grămadă de videoclipuri în care citeam povești blăstămate de pe Wattpad, de toate subiectele posibile și imposibile, mă, nu-mi vine să cred, mă. Ce dezastru poate să fie site-ul ăla și în prezent. Cred că de-aia o și apărut în iceberg-ul ăsta, pentru că e destul de cursed. Live-uri pe YouTube. Făceam acum 3 ani livestream-uri pe YouTube, dar m-am lăsat că chat-ul era destul de haotic, nu puteam să mă joc ce voiam eu să mă joc, că-mi comenta lumea, ziceau să schimb jocul că nu știu ce, că Marius joacă e Outlast, că măgării din astea. Cele mai multe stream-uri oricum erau super mega de căcat, că nu puteam să fac ce-mi plăcea mie, și pe în condițiile în care se mai trezea câte unul care striga cu caps lock în chat, ba să-i zic numele, ba să-i dau moderator, cât costă moderatorul, căcaturi din astea, eu nu puteam să stau relaxat, nu puteam să fac nimic. Cred că singurul live care mi-a plăcut, dar ăsta cred că l-am și șters că n-am putut să-l țin public, a fost ăla când a făcut Codrin 1 milion de abonați și a venit Marcel din viața cu Ețio la mine și ne-am îmbătat ca porci când a făcut milionul ăla. Așa că m-am dus frumos pe Twitch, acolo unde toată lumea se joacă și nu-i știe nimeni, așa cum zice un mare filozof de pe platforma asta. Live-urile de 12 ore. Of, o faine, dar nu mai fac așa ceva niciodată. Lucreția. Lucreția era perna asta cu față de gagică pe care am primit-o dintr-o cutie cu șpriuri Axe la un moment dat când era mai mic de Crăciun. Cel mai random cadou din viața mea, să-mi bag. Mai bine nu-mi căutați clipurile vechi în care apărea perna asta, că rămâneți cu sechele psihice. Acum nu știu unde se află, că de când s-a mutat Bianca cu mine mi-a ascuns-o și nu vrea să mi-e mai dea înapoi. Sputnik. Sputnik era Iron Golem-ul nostru credincios apărător al socialismului pe serverul Hourcraft, pe care l-am făcut pentru subscriberii de pe Twitch acum aproximativ 2 ani. Din păcate, acesta a fost asasinat de către legionari împuțiți. Vei rămâne mereu în sufletele noastre, tovarășe Sputnik. Croni nebunul la jocuri. Croni este unul dintre distinșii noștri tovarăși de pe Twitch, care este și cel mai mare jucător la păcănele pe care îl cunosc. Mereu are obiceiul, atunci când intră șeptarii și câștigă niște sume substanțiale, să dea o grămadă de gifted saburi în chat. Mărci. Da, domnilor și domnilor, avem mărci deja de vreo câțiva ani de zile, dar plănuiesc pe viitor să renuiez designul, deoarece sunt niște leitmotive destul de antice. Pachete de la fani. Când obișnuiam să mai hoinăresc pe la evenimente sau pe la fan meeting-uri, mă trezeam că de la subscriber mai primeam și o grămadă de pachete cu o grămadă de chestii random, printre care se numără pateu, foarte mult pateu, desene și o jucărie în formă de țât, clipuri cu Omegle. O să-mi ziceți acum că Zapi, cum adică clipuri pe Omegle? Ai un singur clip? Hehehe, erau de fapt 4, dar din păcate nu mai există. Mi-am luat strike pe toate 4. De ce? Ei bine, gândiți-vă că pentru unul dintre ele mi-am luat strike, căci că aș fi pus în pericol un copil. Dar singurul copil din videoclipul ăla eram eu, că aveam 16 ani în pula mea. Unii veterani probabil își aduc aminte de aceste videoclipuri, însă cei noi nu o să știe niciodată despre ce-o fost. Tanti cu cântarul. Eu fiind din Târgu Mureș, vă dați seama că le-am spus subscriberilor mei povestea femeii cu cântarul care stătea în față la McDonald's. Muzica. Am vorbit cu Nokia și mi-a spus că entry-ul ăsta se referă la toate remixurile făcute cu mine, uite, de exemplu, că ăsta lui Dimitri Praga și ăsta lui Andrew. Sunt foarte mișto. Și cred că intră și remixurile alea pișate pe care le-am făcut eu cu MC Easy sau melodia aia cu Norbi. FSG. FSG este prescurtarea de la Frăția Sfântului Graal, care era grupul de Facebook unde posta lumea mimuri pentru Duminica de Mimuri și pentru Meme Please. Din păcate însă, o trebuit după câțiva ani să închid grupul, deoarece s-o umplut de mimuri de căcat precum ăsta și erau foarte multe persoane care n-aveau nicio treabă cu comunitatea noastră și o cam stricat grupul. Grupul ăsta a fost dovada clară că nimic bun nu ține o veșnicie. Matinalul. Matinalul era o emisiune de dimineață pe care o țineam pe timpul carantinei, că știam că era toată lumea acasă, deci avea cine să se uite. Din păcate nu cred că o să revină, în condițiile în care voi sunteți plecați la școală sau la lucru dimineața, deci... Cupidon. Nimic nu avea niciun sens la Cupidon. Personajul ăsta era atât de dubios încât nici nu știu de ce l-am creat. Iosef. Iosef era creeperul meu domestic de pe lumea mea de Minecraft Hardcore. Mă iubea atât de mult încât a preferat să se sinucidă decât să-și petreacă tot restul vieții cu mine. Copii la bloc. Nu era de ajuns faptul că aveam strigoi la primul apartament.
Am avut ghinionul ca acel apartament să fie și la parter și de asemenea tot ghinionul ca copiii din tot cartierul să afle unde stăteam eu. Din această cauză, experiența mea la acel apartament a fost un adevărat calvar. Toată ziua aveam copii la geam, copii care încercau să-mi intre pe geam în cameră, copii care mi-au scos tasta de la interfon unde mi-era apartamentul meu, copii care îmi lăsau căcaturi sub preș, copii care îmi băteau la ușă. Ultimul episod din viața cu Ezio. Canonic vorbind, episodul 11 din viața cu Ezio este episodul final din viața cu Ezio. Am și făcut un videoclip despre asta. Problema este că acestui episod îi lipsea ceva, și anume concluzia. Ei bine, în caz că nu știați, acest episod avea o concluzie, însă a trebuit să o șterg. De ce? Pentru că am luat un strike de la Ubisoft, că vezi, doamne, am făcut un voiceover peste animația lor în care Ezio e bătrân, face infart în centrul orașului și moare și cam atât ai despre el. Fantoma pe live. Când făceam un livestream, s-a apucat Fantoma să mi se joace cu cablu de net. Foarte amuzant. Zapi TV Distrack. Mi-am făcut mie însumi un distrack de căcat în perioada în care toți youtuberii își făceau distrack-uri unul altul. O trebuit să cânt în dulap ca să nu mă audă mătușa mea. Knac și clac. Knac, clac. Raidul asupra legionarilor. După asasinarea lui Sputnik a avut loc un incendiu de proporții epice la Casa Poporului, vestigiul nostru socialist, și am presupus că legionarii sunt de vină, așa că le-am ras toată baza de pe fața pământului. Din păcate nu au fost legionarii, ci a fost unul dintre tovarășii noștri care ne-a sabotat și am aflat despre asta abia după ce am închis serverul. Mods răi dau bani fără motiv. Fără supărare, dar dacă intrați pe serverul de Discord sau la mine pe Twitch și faceți glume cu milsugi, să nu vă mirați. Spioni printre nobili. Ci că ar fi ceva oameni infiltrați pe chat-ul de VIP de pe Discord, dar eu habar n-am. Fan meetings. Cred că aici se referă la cele două fan meeting-uri la care mi-am luat și eu și ceilalți youtuberi țeapă, pentru că ni s-a spus că o să fim plătiți și în schimb noi o trebuie să ne plătim și acomodarea și transportul. Ce pula mea. Primul canal, oferta rămâne valabilă, nu vă uitați la niciun videoclip pus pe canalul ăla blăstămat, lumea lui Marius. Da, ăsta e unul dintre videoclipurile pe care le puneam pe canalul. Wow! Wow! Lumea lui... Vulpea și găina Biancului. Bianca avea pe Hourcraft o găină și o vulpe, pe care le iubea foarte mult. Până când acestea au dispărut. Ca mai apoi, Judoman să recunoască că le-a ucis, așa că l-am executat public, sunat de copii pe live. Niște copii proști care n-aveau nimic mai bun de făcut la acel moment s-au gândit să mă sune pe numărul meu de telefon vechi în timp ce eram live. Așa că am zis să-mi bat puțin pula de ei, să le fac voce de bătrân și terminați mi-o închis. Vezi, ce tu, e de acord cu mine, dacă mai sună odată... Acum, e momentul! Alo! Alo! Cine e la telefon? Ochis. Yes! Yes! Amenințarea săptămânii. Amenințarea săptămânii era partea de încheiere a seriei Eu Răspund, unde cineva mă trimitea în pizda măsii sau îmi zicea ceva foarte random. Pescăruș, cont de Twitter. Cum pula mea mi l-ați Impostor Red. De un an și jumătate circulă pe internet o teorie cum că Daria Red nu este de fapt Daria Red, ci mai degrabă o clonă. Nu cred în totalitate în această teorie, însă sunt de părere că orice teorie pornește cu un sâmbure de adevăr. Unul dintre argumentele care m-a făcut să tind să cred spre această teorie, adevăratul roșu, nu și-ar fi crescut niciodată o mustață de Daler Mehendi sub nas, streamul de 24 de ore. O experiență inedită pe care nu o să o mai repet niciodată deoarece mă doare discopatia. Totuși a fost frumos deoarece am apucat să vedem împreună capodopera lui Sergiu Nicolaescu filmul Daci, toxinfecție alimentară, Pateu. Vedeți Pateu ăsta de aici? Din cauza lui am fost internat cu toxinfecție alimentară. De atunci n-am mai mâncat absolut nimic primit în pachetele de la voi. O fost horror. Nu vreți să știți cum sunt spitalele de stat de infecțioase. Soarta Sfântului Graal. Nu știu despre ce vorbiți, chiar aici în spatele meu. Snow e creatorul. Snow este unul dintre primii mei moderatori de la mine de pe stream. Snow posedă niște capacități cognitive atât de dezvoltate, încât tiz să cred că el nici măcar nu este om. Snow este o entitate capabilă să treacă în toate dimensiunile realității. Pe lângă asta, el a fost prezent la toate stagiile timpului. Nu l-am crezut. Asta până când s-a apucat să-mi povestească cu exactitate ce s-a întâmplat la majoratul lui Alexandru Ioan Cuza.
Snow este tot și toate, este tot ce va fi și este, deci rezultă că Snow este adevăratul creator al acestui univers. Noi trăim într-o simulare, o simulare creată de Snow. Animație Zappi TV. Am aflat că există un canal care mi-a animat foarte bootleg clipul cu logica mamelor. Chiar dacă este doar un slideshow cu desene făcute în Paint, aceasta este considerată o animație deoarece trăim în România și toate slideshow-urile de desene sunt considerate animații. Nu înțeleg de ce ar fi făcut cineva un clip ca ăsta, însă un lucru e sigur, merită like, este muncit mult. Vânzătorul de număr de telefon. Aș corecta aici, totuși nu e vorba de vânzătorul, e vorba de vânzătorii. Există câțiva oameni care mi s-au dat drept prieteni în trecut, ca mai apoi să mă înjunghe pe la spate și să facă un 5 lei cinstit în fața școlilor generale când ieșeau copiii de la școală și îmi vindeau vechiul număr de telefon. România. Reacție live la wrestling românesc. Știați că există o asociație română de wrestling? Un fel de WWE versiune discount la profi. M-am uitat într-o seară pe un live la un meci de-a lor de wrestling. Recomand să vă uitați, mult prea dank. Preferatul meu e Iorgu Agresoru, Mătai Curve Entertainments, cel mai cunoscut studio din comuna Vălureni, care a produs titluri faimoase precum O zi obișnuită din GTA San Andreas și Tânăr și fără bani de benzină. Din fericire, studioul a dat faliment acum câțiva ani deoarece un cale a intrat în studio și a distrus tot echipamentul de producție. Da, cu liber. Un adevărat intelectual român de pe YouTube la care mă uit câteodată cu oamenii pe stream. Printre descoperirile sale cele mai consacrate se numără Uriașii există, Bucureștiul din avion pe pământul plat și Ceaușescu nu a fost de vină, varianta feminină a lui Marius. Mamă ce bună aș fi fost, crema Spermaflex. Crema Spermaflex era o cremă care îți dădea puteri de Jedi atunci când o utilizai pe propriul corp. A fost inventată de mine pentru un concurs de la Creative Monkeys cu premiul final un PS4. Nu am câștigat. Live-uri șterse. Nici eu nu mai știu care sunt alea. Comuna Ciuperceni. Era lumea de survival pe care jucam eu și cu Bianca. Efectiv, era un oraș cu ciuperci în loc de case. Îl foloseam să facem experimente pe villageri și un club de street tis la subsol. Tovarăș morți. Ăsta e un gând foarte sumbru, însă gândiți-vă, din cei peste 600.000 de subscriber de pe YouTube, oare câți dintre ei au murit? Complotul de asasinare. Am fost otrăvit cu poloniu pe Hourcraft. Omul dubios cu ursuleț live Omegle. Din păcate nu pot să vă arăt filmarea deoarece era de pe un live de pe YouTube cu Omegle și acela a dispărut odată cu restul clipurilor cu Omegle, însă dacă e omul ăla ciudat cu ursulețul de pluș de care mi-aduc eu aminte, e cel mai bine dacă nu-l mai pomenim niciodată. Pateul cu mână de păpușă. Cine a făcut abominația asta e ultimul psihopat. Aproape de moarte. Vara trecută eu și cu colegii mei de apartament era să ne ducem toți pe pulă din cauza unei instalații electrice care o lua foc. Instalație electrică despre care proprietara aia japiță nu ne-a zis absolut nimic. Cum credeți că o rezolva proprietara problema? Ne-a dat afară după 4 zile. Proprietara pe live. Nici nu știți câte streamuri o trebuie să închid numai din cauza că mă trezeam cu proprietara în apartament. Îmi făcea vizite neanunțate. Ultima jgodie, ursulețul. Ursulețul ăsta de pluș era probabil cea mai ciudată chestie din casa mea părintească. V-am povestit în niște videoclipuri mai vechi că ursulețul ăsta făcea niște lucruri foarte dubioase, acum sper că n-am înnebunit sau ceva, dar țin minte că mă trezeam că era în alte poziții ursul decât cum îl pusesem cu o sară înainte sau s-a întâmplat odată după ce am filmat cu el, efectiv să-i țâșnească ochiul afară singur. Videoul despre clona lui Zappi TV. Am un videoclip făcut în 2015 pe care l-am pus pe privat despre un băiat numit Andrei Zap, care mi-a reprodus exact cap-coadă unele videoclipuri de ale mele mai vechi și am făcut un videoclip despre asta pentru că aveam impresia că îmi copiază videoclipurile. Oamenii mei s-au apucat mai apoi să-l înjure și să-i dea dislike-uri la videoclipuri, ca mai apoi să ajung să vorbesc cu el și să-mi spună că de fapt a făcut videoclipurile alea pentru că îi plăceau foarte mult și voiau să fie o amintire pentru el. Decizia mea de a face acel videoclip în acel moment a fost justificată de faptul că exact în aceeași perioadă eu îmi terminasem clipul cu logica jocului Metin 2, un clip la care am muncit foarte mult și un clip de care sunt mândru și în prezent. Din cauza faptului că eu abia ce mi-începusem canalul, nu mă știa absolut nimeni, s-au apucat o grămadă de canale de YouTube să-mi descarce videoclipul, să-l încarce la ei pe canal și să spună că era de fapt videoclipul lor. Cum fusesem furat cu foarte puțin timp în urmă, nu voiam ca acest lucru să se repete din nou. Însă din păcate sau din fericire, nu a fost cazul. Am judecat problematica cu Andrei Zap greșit și regret și în prezent că am făcut videoclipul despre el. Zappi TV Marketable Plushie. Nici nu cred că există așa ceva,
dar totuși de ce ai cumpărat o jucărie de pluș cu mine? Indiviz Monca W de pe stream. În cadrul streamului de 24 de ore pe care l-am făcut, deja după 4 dimineața începeau să intre tot felul de ciudați la mine pe chat. Cel mai notoriu dintre ei pe care încă îl țin minte era unul care zicea cât de sănătos e să fumezi legale. Ce pula mea! Jocuri Zapi TV. N-aia da, jocuri pe telefon cu mine. Vechiul intro. Da, clipul de 50k. Dacă sunteți veterani adevărați la mine pe canal, ați fi tentat să spuneți că semeni cu un coi, impresii, hashtag 50.000 este de fapt clipul special de 50.000 de subs. Ei bine, vă înșelați. Există, mă rog, exista un adevărat clip special de 50.000 de abonați, însă și pe ăsta o trebuie să-l dau jos și n-o să știți niciodată despre ce era vorba, pentru că atâta de cursed era videoclipul ăla, că nici măcar eu nu știu cum am fost în stare să-l fac. Și acum când îmi aduc aminte, mă, ce-mi pușca mintea pe vremea aia. Și cred că e mai bine să nu știți niciodată despre ce a fost clipul de 50k. Și astfel se încheie icebergul comunității Zapi TV. A fost plăcut pentru mine să-mi aduc aminte de detaliile astea mărunte, care probabil s-ar fi pierdut în negura timpului. Încă o dată mulțumiri, Nokia Robot, pentru că ai făcut acest iceberg. Sper că v-a plăcut acest videoclip și ne vedem la un clip nou cât de curând. O seară frumoasă!